Primul meu contact cu spectacolul Faust a fost în 2009, când încă eram la facultate și m-a bulversat când l-am văzut. Am rămas foarte impresionat și am avut o inspirație și i-am propus domnului Ian Demar, curatorul expoziției Faust, Vanity and Despair, acest proiect. Domnul Ian Demar m-a îndrumat către domnul Constantin Chiriac și i-a plăcut inițiativa și am început să lucrez efectiv, să mă duc la reprezentații, să asist la spectacolul Faust în timpul repetițiilor. Cred că am văzut în jur de 12 ori și încet, încet mi-am concretizat ideile pe care le-aș fi vrut să le expun, să le pun în practică pe pânzele mele. După multe încercări și după foarte multe schițe, un an de zile de pregătire, am început să pictez pe format mic, schițe pe format mic, pe 50x50. Am început cu scene micuțe din Faust și apoi treptat m-am axat pe personajele principale, respectiv pe Ofelia Popi și pe domnul Ilie Gheorghe. Și am încercat să surprind trăirile, emoțiile și multiple personalități ale actorilor, cum sunt ei pe scenă, cum își expun trăirile, cum își expun sufletul în timpul jocului și am încercat să dedublez chipurile, să dedublez personalitatea lor. De aici și aceste fragmente, rupturi dintre fețele lor. Pentru mine a fost o foarte mare provocare, pentru că este destul de dificil să lucrezi doar un simplu portret. Am încercat să redau mișcarea, forța lucrărilor, dramatismul, spectacolul, jocul actorilor, care este impresionant, este foarte puternic și cumva m-a marcat. În Faust am încercat să dezvălui un pic din forța actorilor, forța sufletului, pe care, nu știu, sper că și oamenii să se regăsească un pic în trăirile. Am încercat să redau secvențe cheie din spectacolul Faust, secvențele și momentele cheie din diferite puncte. Expoziția a fost deschisă în 2016 la Muzeul de Artă Contemporană, Bruckenthal. A făcut parte din Festivalul Internațional de Teatru și apoi s-a perindat pe diferite meleaguri din lume. A ajuns la Galeria de Artă din MBXL din Bruxelles în 2017 și apoi în diferite spații private din Europa, cum ar fi Franța, Berlin, Praga și în Sydney. Iar în 2019 expoziția Faust s-a reîntors în România, unde am avut o expoziție la Muzeul de Artă din Oradea. Iar anul trecut am avut o expoziție tot cu Faust la Muzeul din Bistrița. Îmi doresc ca expoziția să își continue drumul și spre alte destinații interesante.